soluție numită temporară, pe care a găsit-o guvernul, ordonanța de urgență publicată aseară în Monitor Oficial, prin care SRI devine organ special de cercetare penală. Care sunt obiecțiile dumneavoastră? Sunt legate în primul rând de modalitatea aleasă pentru o astfel de transformare, și anume aceea ordonanței de urgență. Am arătat și în cuprinsul comunicatului de presă dat astăzi că argumentele potrivit cărora nu ar fi vorba de o afectare a drepturilor fundamentale, ci de o protejare a lor, este unul fals. Este evident vorba de o restrângere a drepturilor fundamentale prin crearea unui, darea unor noi atribuții, unei structuri, cu atât mai mult unei structuri secrete, de intruziune în viața privată a cetățenilor. Dacă această restrângere este sau nu justificată, este o altă chestiune, însă conform Constituției, prin ordonanțe de urgență nu pot fi afectate drepturile fundamentale. Aceasta este o primă problemă, în primul rând una de procedură, și cred că este important de văzut și modul în care a fost adoptată, respectiv dacă în această formă ordonanța a primit sau nu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Pe de altă parte, ne este greu să înțelegem care au fost rațiunile care au stat la baza atribuirii Serviciului Român de Informații a unor atribuții de cercetare penală. Din punctul nostru de vedere, chestiunea este una extraordinar de serioasă, nu numai pentru că duce înapoi cu gândul la perioada dinainte de 1989, când Securitatea avea atribuții de cercetare penală, ci și pentru că este un exemplu de neîntâlnit, din câte cel puțin din cunoștințele noastre, în statele europene. Este vorba totuși despre niște domenii, să le spunem, limitate și destul de bine precizate: securitate, siguranță națională și terorism. De aici nu trebuie să uităm, da? Așa a justificat de altfel guvernul și urgența adoptării unei astfel de măsuri. L-am ascultat adineori cu atenție și pe domnul președinte Zegrean, care a explicat foarte clar că hotărârea Curții Constituționale, decizia dată, nu a afectat în niciun fel capacitatea Serviciului Român de Informații de a face în continuare mandate, de a pune în executare mandate pe siguranță națională. Această competență le este dată de legea specială și nu este afectată de decizia Curții, astfel încât să justifice intervenția printr-o ordonanță de urgență. Asta pe de o parte. Deci chiar și în lipsa acestei ordonanțe, SRI-ul putea în continuare și poate să pună în executare mandate de siguranță națională. În ceea ce privește însă etapa de cercetare penală, trebuie spus că România are un organ de parchet, și anume DICOD-ul, specializat exact pe cercetarea infracțiunilor de terorism, de crimă organizată și așa mai departe. Această structură este cea care trebuie să facă cercetarea penală, putând primi sprijin, tot conform legii și a legii SRI-ului, de la organele de la SRI. Însă una este sprijin tehnic și alta este să dai atribuții de cercetare penală acestor servicii secrete. Nu trebuie să uităm. Iertați-mă, dar potrivit deciziei Curții Constituționale, tocmai acest sprijin tehnic era pus la îndoială, iar DICOD, parchetul la care vă referiți, nu are serviciu tehnic. Punerea în executare a mandatelor nu este un sprijin tehnic, este un act de cercetare penală și pe aceasta se bazează decizia Curții Constituționale. Însă, repet, este vorba de punerea în executare a mandatelor penale în cadrul cercetării penale. Este o chestiune distinctă de cea a mandatelor de securitate națională. Sunt două proceduri diferite, reglementate în mod diferit. Curtea Constituțională s-a referit la partea din codul de procedură penală, unde acest tip de mandate constituie și se transformă în mijloace de probă. Ați solicitat SRI-ului în acest domeniu duce la o confuzie între activitatea acestui serviciu legată de intelligence, de adunarea de informații, o operațiune de regulă, cum a spus și domnul președinte, secretă, și cea de adunare a probelor, care trebuie să se transforme într-un proces public. Aceste probe vor fi puse la dispoziția părții. De aceea am spus și în cadrul comunicatului că această contopire între cercetare penală și activitatea serviciului de informații va afecta atât dreptul la un proces echitabil, cât și activitatea serviciului de informații însuși pe latura aceea de lăsat de intelligence. Ați solicitat avocatului poporului să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu această ordonanță de urgență. Ce veți face dacă nu va da curs solicitării dumneavoastră?
Evident, este la latitudinea avocatului poporului să decidă dacă va sesiza sau nu Curtea Constituțională. Însă credem noi că există suficiente vulnerabilități la aceste ordonanțe care să impună verificarea sa înainte de a se solicita în cadrul dosarelor peste mai mult timp invocarea unei excepții de neconstituționalitate, pentru că am fi din nou în situația în care s-ar pune în discuție legalitatea probelor obținute în baza acestei ordonanțe. Tocmai pentru a curma pe viitor astfel de probleme, credem că este important ca sesizarea curții să se facă cât mai rapid. A fost mai devreme doamna Chioveși în studio și vorbea despre existența unei anumite, să-i spunem, nedumeriri în sistem, în rândul magistraților, privind felul în care ar trebui să se aplice această decizie dosarelor aflate pe rolul instanțelor, care nu au o sentință definitivă. Opinia dumneavoastră ca magistrat care este? Eu cred că Curtea Constituțională nu a făcut decât să reia în considerente aceste hotărâri o jurisprudență mai veche a sa, în care explică, pornind de la principiul prevăzut de Constituție, că efectele deciziei Curții Constituționale se vor aplica doar pentru viitor. Și cred că a fost foarte mult exacerbată în spațiul public această problemă, ajungându-se la scenarii de-a dreptul apocaliptice, că vor fi aruncate în aer toate dosarele de corupție, că vor fi eliberați, condamnați pentru fapte de corupție și așa mai departe. Și toate aceste scenarii se înscriu dintr-o presiune de o violență, aș putea spune, rar întâlnită asupra Curții Constituționale. Și este o chestiune care ar trebui să îngrijoreze mult mai mult societatea civilă. În această etapă, dintre data pronunțării hotărârii și până în momentul în care decizia Curții a fost publicată în monitor oficial, am asistat la o adevărată campanie publică împotriva judecătorilor Curții Constituționale, cu atacuri uneori personale la adresa judecătorilor Curții. Este un fapt de o gravitate extremă, cu atât mai mult cu cât au fost implicați și politicieni, și credem că nu ar trebui să rămână nesancționată sau pusă sub uitare, pentru că este o... În ce fel ar trebui sancționată absolut doamna Gârbovan, sau cine ar trebui să aplice aceste sancțiuni? Cred că ar fi recomandabil inclusiv din partea Curții Constituționale să sesizeze Comisia de la Veneția, de exemplu, atât pentru a se pronunța cu privire la acest tip de presiuni, cât și pentru a cere un aviz vis-a-vis de situația legislației din România în ceea ce privește domeniul interceptării, respectarea drepturilor fundamentale. N-ar fi prima dată și nici prima țară care solicită un astfel de aviz. Comisia de la Veneția are o expertiză foarte largă și recomand tuturor celor interesați de această problemă să citească documentele comisiei, pentru că se pronunță exact pe chestiunea aceasta foarte sensibilă a delimitării dintre securitate, drepturi fundamentale, între actele de cercetare și actele specifice unui serviciu de informații. Și cred că în 2007 a dat un aviz în care spunea exact același lucru cu care ne confruntăm noi acum, că este recomandabil, spune Comisia, ca cele două paliere să fie păstrate distincte. Doamna Gârbovan, vă mulțumesc pentru intervenția în prim plan. Din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc doamnelor și domnilor și